302. Fata din balonul de plastic. La revedere, vechi prieten! Îți mulțumesc că mi-ai salvat familia de la inundații, incendiu, uragan și tornadă. Atenție! Scările din partea de vest vor fi închise pentru reparații până la... Hai, vă purtați ca niște bebeluși! Ei, nu fiți triști, băieți și fete. Vechi, prietene, a fost un câine grozav. A avut o viață minunată. Familia îl iubea și a trăit până la 14 ani. E mult pentru un câine. După asta o problemă cu rinichii, fac chisturi, bol de piele și dai tot salariul pe medicamente. Nu fiți triști. Competiția anuală de sport se va ține de vineri într-o săptămână. Uitați-vă pe anunțurile puse la terenul de joacă. Da, atenție. Răceala asta. Oricum, azi la masă vom avea... competiția! Cea mai bună zi din an! Mereu uit! Câte medalii am câștigat anul trecut? 3 sau 4? Oh, așa e! 5! Da, mi-amintesc când am câștigat săritura în lungime. Am fugit ca vântul de repede! Asta numesc ei sport? Sunt nebuni? Unde-i cursa cu oul în lingură? Nu scapă ei așa ușor. Ceva nu e în regulă cu patinele. Poate că ar merge dacă nu le punea invers. Ți-am spus că am nevoie de 12 saci de cartofi pentru competiția sportivă. Credeam că e limpede că îi vreau goi. Da? Domnule Mesă, vreau să fac o plângere. Explicați-mi, de ce nu ieși cursa cu oul în lingură în competiția de astăzi? Spațiul este limitat și nu le putem face chiar pe toate. Exact! Așa că de ce vă pierdeți vremea cu un sport ca basketul când toată lumea vrea cursa cu oul în lingură? Dacă ții morțiși, poate reușesc să introduc proba de tras cu ouă. Domnule Besser, nu în ou stă toată distracția. Felul în care se mânuită lingura face proba fascinantă. Sunt convins de asta, dar momentan trebuie să mă duc la cantină să-i conving să servească salată de cartofi luna viitoare. Ținem cursa cu oul? Păi, arată-mi că e populară și mai discutăm noi. Uite, ține niște cartofi. Cursa în saci de cartofi pare interesantă. Particip? Și să câștig o medalie cu un cartof? Nu, mulțumesc. Grozav! Au o cursă în saci de cartofi. Oh, da, e super. Și toată lumea spune că am cel mai bun picior stâng din școală. Vrei să fim partenere? Aș vrea. Dar i-am promis deja lui Tilly. Tilly? Serios? Mă mir că poate să alerge cu pelvisul ei mare. Are pelvisul mare? Oh, foarte. Sper să nu cadă peste tine în sac. Oh, apar n-aveam. Hei, nu e prea greu. Îmi pariu că o să câștig o medalie. Dar tu ce ai pățit? A fost groaznic. Eram la capătul șirului și mi-era tare frică. I-am dat drumul și m-am izbit de zid. Hei, ce aventură! Și iată-mă în frunte, ca de obicei. Nimeni nu putea ține pasul cu mine. Știi și tu, când lucrezi cu începători, se întâmplă accidente. Dacă n-aș fi fost atât de talentat, aș fi pățit-o sigur. Doctorii de la spital, știi ce au spus? Că era să rămân fără nas.
fi văzut acul ăla. Era așa de mare, mai să-mi ajungă în creier. Sora a spus că n-a mai văzut pe nimeni așa de curajos. Apoi a leșinat. Sper ca medaliile să fie mai mici anul ăsta. Încă mă doare gâtul de la câte am purtat anul trecut. Dar nu te-a pus nimeni să le porți următoarele 6 luni. Am fost nevoită. Cutia de bijuterii era plină cu cele câștigate în tabără. Bună, Penny! Charlie tocmai și-a amintit ce grozav am fost anul trecut la competiția sportivă. Drăguț, știi că ieri m-ai rugat să fim partenere la cursa din saș de cartofi și mi-ai spus de problema lui Tilly. Da, poate. Am întrebat-o și mi-a spus că n-are nimic. Așa e Tilly, nu vrea să împovăreze pe ceilalți cu problemele ei. Oh, uite, la asta nu m-am gândit. Deci am stabilit? Suntem partenere? Da, nu acum. Nu pot să o părăsesc pe Tilly după ce am aflat de problema ei. O să ajut eu. În biletul de la doctorul tău scrie că ai avut un accident serios. Mă bucur că te simți destul de bine ca să vii la școală. Păi, mă bucur că pot să fiu oriunde. Da, doctorul nostru spune că nu trebuie să faci efort fizic câteva zile. Ia-o încet până te simți mai bine. Nici o grijă, așa voi face. Ascultați-mă, aranjați băncile în cerc pentru lectură. Ai auzit când a zis Miss Graves că n-am voie să fac efort? Pot să mă ajut să mut banca? Da. Joey, poți să mă împingi? Aș vrea să stau mai aproape. Da, așa e mult mai bine. Joey, scuze, mi-am lăsat cartea acolo. Poți să-mi aduci tu? Ia-ți-o singur. Aș lua-o, dar ai auzit ce a spus Miss Graves? Oh, Nancy, ieri ai uitat rezumatul cărții pe catedră. secunde. Ai mai luat o secundă la întoarcere. Ai grijă la nas, nasul! Ești norocoasă. Sunt sigur că mâncarea asta miroase grozav. Doctorii se tem că mi-am pierdut mirosul. Însemnezi petiția? Dar pentru ce e? În numele drepturilor pentru care s-au jertfit străbunii noștri, subsemnații cer cursa cu oul în lingură. La fel cum Susan B. Anthony a vorbit în numele tuturor femeilor asuprite, eu mă declar apărătoarea cursei cu oul în lingură. Da, hai! Fricoșilor, o să lupte alții pentru voi. Semnați? Nu! Să facem un Scandenberg. A, nu! Încă mă doare brațul de când am luptat pentru brânză. Copiii se apropie anotimpul răcelilor. Billy și Gabriel au făcut deja gripă. Vă rog să fiți atenți și să aveți grijă de voi. N-aș vrea să lipsiți de la școală. E, cum se ia gripa? Se pare că metodele mele de precauție n-au avut efect. M-am gândit că ar fi mai bine să stați de vorbă cu asistenta. Doamnă Pitts. Mai întâi de toate, copii, vreau să vă asigur că n-are de ce să vă fie frică. Foarte puțini dintre cei care au gripă trebuie să stea mult timp în spital sau fac complicații din care rezultă leziuni permanente. Dar eu o să mă asigur că n-o să pățiți așa ceva. Deși, statistic, niciunul nu stați prea bine. Doamnă Pitts, mai bine spuneți-le copiilor ce trebuie să facă. Sigur că da. Duceți mâna la gură când tușiți sau strănutați. Nu uitați, microbii sunt peste tot în aer, pe haine, iar mâinile voastre sunt un adevărat cuib de bacterii care așteaptă să vă atace. Aveți grijă? Da, vă mulțumim, doamnă Pitts. Cea mai bună precauție, dacă vă închipuiți că puteți scăpa de toți microbii ăștia, e să vă spălați mâini cât mai des, da? Ah, 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 ah.
cred! Te costă $2.35. Pot să plătesc după competiția sportivă? Pauza de masă? Roberto, ce iei? Nici nu se cunoaște că ai gripă. Păstrează restul. E rândul tău. Ai grijă la nas, ai grijă la nas. Faci ceva pentru mine? Taie-mi carnea. Sunt confuz în urma accidentului. N-ar trebui să folosesc cuțitul. Cuțitul e din plastic? Oh, așa-i. Ți-am povestit cum i-au băgat nasul înapoi la locul lui? L-au răsucit aici și aici și... Ajunge, o tai, o tai. Ar putea fi sinuzită? Sau o eczemă? Nasul! Aveți grijă la nas! Atenție! Ha? Microb, microb, microb! Câte medalii crezi că o să câștigi la competiție? Câte una la fiecare probă la care particip. Bravo! Păcat că va trebui să ard rochia. Nasul, atenție la nas! Nancy, ce faci aici? E doar dezinfectant, știți, ca să omoare microbii. Trebuie să fiu atentă, mâine e competiție sportivă. Eu înțeleg că nu vrei să te îmbolnăvești, dar să dai cu atâta dezinfectant. Nu ți se pare că ai cam exagerat? Da, așa cred. Copii, e timpul să dăm testul de vocabular. Păstrați o foaie și dați restul mai departe. Jessie, ai uitat să iei o foaie. M-am scuzat? Ați uitat? Ai nasul bandajat, nu mâna. Ia o foaie, te rog. Cum spuneți dumneavoastră? Merci, sper să nu leșim din cauza efortului. Nu-mi fac griji. Să-mi spuneți dacă nu-mi înțelegeți scrisul. Uneori când mă aplec, îmi curge sânge din nas. Se face mizerie. O clipă. Se pare că a rezistat până la competiție, nu-i așa? Așa e, acum înapoi. Unul din microbii ar putea sări pe mine și anumiți viruși au o incubație de 6 secunde. N-am îndurat atâtea ca să cedez la jumătatea cursei. Cred că ți-a ajuns un virus la creier. Atenție, începe competiția sportivă. Vă rog să vă prezentați la probe. Cred că ar merge mai bine dacă i-ați dat drumul. Atenție! Câștigătorul acestei probe va fi cel care va da cele mai multe coșuri într-un minut. Concurenți, începeți!
poftim oul și lingura. Doar un ou, vă rog. Cursa cu ou în lingură e pe jumătate câștigată dacă alegi lingura care trebuie. Cu unele poți doar viteză, în timp ce cu altele poți vira mai ușor. Vânt dinesc, umiditate scăzută, soare moderat. Am nevoie de vrăjitorul de argint. Ce e cu masca? Filtrează 97% din microbi. Bine, și celelalte 3%? Fii serios, doar nu se nebună. Și ochelarii? Studiile arată că multe boli se transmit la nivelul ochilor. Pe locuri, fiți gata. Cred că ți-ai dat seama că masca nu ți era de mare ajutor. Așa-i, data viitoare o select toate șireturile. Nancy, cred că ai început să exagerezi. Una e să te protejezi și alta să trăiești într-un balon de plastic. Te rog, gândește-te. Există balone de plastic? Știi, odată ce te-ai învățat așa, e greu să te dezveți. Nu m-am învățat, încerc doar să mă asigur că trec cu bine de competiție. Mă bucur să aud asta. Și dacă săptămâna viitoare te pun în echipă cu Vini pentru un proiect, o să poți lucra împreună cu el? Firește! Și-a făcut vaccinul antigripal, nu? Oh. Sigur ce mai bine? Da, bun moment, nu? M-am concentrat foarte tare să mi se facă bine nasul și bingo! Gata! Ura! În ce echipă e? Aș putea fi în a ta. Îți trebuie un partener. E mult prea periculos pentru Jesse. Nu, n-am nimic. Pot să joc. Cum se poate? Cineva care ieri nu se putea pleca nici cât să scrie un test, nu poate să fie astăzi destul de bine ca să facă sport. Sincer, mă simt bine. Am luat multă vitamina C. Sunt foarte eficientă și mă simt foarte bine. Cred că de asta îi se spun vitamina minune. Și nasul meu s-a vindecat. Fac tot ce făceam înainte. Vedeți? Oh, te simți mai bine. Și-ar fi mare păcat să ratezi competiția sportivă. Hei! Oh, băiatul cu apa! Vezi? Ți-am spus eu că o să particip la competiție. Grăbește-te! Lui Vini e sete. Bine, asta e. Ultima cursă, ultima șansă. Vreau aurul! S-a întâmplat ceva? Da, credeam că o să câștig 3 medalii, nu că o să le pierd. Încă mai ai șansa să câștigi ceva. Cursa în saci e pe cale să înceapă. Serios? N-am partener. Ce coincidență. Tilly s-a îmbolnăvit și nici Penny nu are. Penny nu are partener? Ah!